Ah, bueno, esta es la primera que da la persona que probable que la tenga esto, la tiene muy bien. Pasa, no. Cada vez lo tenés el cuerpo. Un tipo de un barrio de impedimento, indicado que le abre un pedimento de un pedimento. Ah, de. Ah, de pedimento. De pedimento. Fare il pedretto se conosca ave calco 30 ave e calco 30 vece calco a primi e calco 15 centimetri calcolata aria totale fare il pedretto aria totale e calco 5. Calculați tangenta unghiului format de dreapta AC' cu planul ABC. Tangenta de unghiul alfa, unde alfa egal cu... Dreapta AC' intersectată cu, cu planul ABC, unghiul format de dreapta AC'. Măsura unghiului format de... Dreapta AC'. AC'. Cu planul ABC. Cu ABC plan. Determinați poziția punctului M pe unghia BB'. Astfel încât perimetrul triunghiului A, M, C, prim, să fie minim. E egal cu cine? Da. E este pe munchia pe prim. E în fațină lui pe prim. Nu știu cum. Astfel încât perimetrul triunghiului A, M, C, prim, minim. Perimetrul A, M, C, prim, minim. Egal cu minim. Deci e egal cu cine? Unde este M situat? Pe prim. Unde e poziția lui M? Așa, cred că pe metru timp pe era în mod să fie minim. Aia totală scrie acolo? Da. Aia totală, da. A. Așa este paragraf pe dreptunghi. Deci, o să desenăm un paragraf pe dreptunghi, bazat pe ce este un dreptunghi. Și unghiul opus laturii care a văzut perpendiculară e unghiul... C.
Sigur că da. Deci, practic, azi se întâmplă așa. Când vreau să fac... Ai fost și doar lecția asta? Nu, am pensat că a fost Maria și Maria. Da. Uite, Adi, ca să vezi unghiul care face o dreaptă cu un plan, iei de pe dreapta asta un punct și cobor perpendiculară. Și unghiul pe care îl face dreapta cu proiecția sa, proiecția este bucata asta care o văd ca un rând, unghiul acesta e unghiul căutat. Mie, Miruna spune așa, iau perpendiculară și unghiul care se opune triunghiul, în triunghiul ăsta dreptunghiul care se opune perpendiculare și este în ce prim, este unghiul căutat făcut de latură și cu planul respectiv. În cazul nostru, ca ce prim, ce punct să iau? Asta, din ce prim, după perpendiculare, care este dusă de așa? Când unghiile sunt perpendiculare cu planul bazei. Și atunci unghiul făcut de A, ce prim cu AC, este acest unghi. Da? Și e vorba de a afla tangenta unghiului ăsta. I-am dus așa, o mică, știi de ce grad, dar aproape mă duceam, așa, erau colmiare și nu mi-a așa de vedență, da? Și zicem tangenta unghiului alfa, egal cu aflăm ce prim, aflăm ce, aflăm ce. Poate te-o opusă, ce prim. Dar nu avem un din 80. Ba da, avem. Egal cu ce prim, supra a ce prim, a ce. Și egal cu ce prim, care e 15, supra a ce. A ce care e. 900 și cu 225. Radical de. Nu, că nu e pătrat. Teorema lui Pitagora. Deci vine... 900 și 225 nu-i chiar pe care. Deci radical din... Radical din 1125, da? Descompune pe 1125 până la urmă. Și face prin 5. De 2 ori. De 2 ori. De 5 ori. Iar prin 225 e 5 la... E 15 la pătrat. 15 radical din 5. 15 la 2, nu? Da. Și atunci voi pune egal cu 15 supra 15 care sunt mai tare, radical din 5. Mhm. Se duce. Și face radical din 15. Radical din 15. Și noi trebuie să găsim tangenta punctului ăsta. Tangenta radical din 5. Asta cu M e interesant. M e de BB prim. Nu știm unde. Așa încât perimetrul triunghiului AM C prim. A, M, C prim, da, A, M, C prim, nu știu să spun, dar așa fel încât A, M, C prim, adunat așa, hai să zicem că ar fi pe undeva mai jos pe aici, până la, da, nu știu, îl fixez și eu așa, pe decât, dar așa fel încât A, M, A, da. A, M, așa, și cu M, C prim, să fie cea mai mică. Păi de ace prim o știm? Ace prim, da. Cât e? Nu contează. Nu contează? Păi nu trebuie să aflăm pe mine? Păi 30, radical din 30 la tot rând, plus... Da, asta e si. Trebuie să aflăm unde e M, nu? E M, ducem o perpendiculară din A pe BB prim. Păi e AB. Perpendiculară din A pe BB prim. E AB. Deci, cum propuneți să ducem? Nu ducem, nu avem ce să ducem. Perimetrul să fie minim înseamnă ca suma tuturor laturilor să ai o valoare cea mai mică? Da. Perimetrul triunghiului A, M, C prim, da? A, C prim, este fixă. Da, adică asta o știm, asta nu mai putem umpla la ea. Deci, A, C prim, mai putem. Și când e A, C prim? Eu asta am întrebat și ei zic că nu contează. Cum nu contează? A, C prim egal cu radical din 30 la pătrat plus 15 la pătrat plus 15 la pătrat. Deci unde se punem? Deci, de fapt, cine să fie cea mai mică la urma urmei? Suma MC prim plus AM prim. Da. AM. AM plus MC prim să fie cea mai mică. Așa. Că A, C prim, îl are plană,
Deci s-ar pune problema minimului, minimului lui AC' nu AC' AM plus IM' AM plus IM' C'. Pe drumul cel mai scurt, nu? Drumul cel mai scurt, da. Dar... Din AP, BB' și din C' BB', nu? Atunci, dar din AP, BB'. Din A pe BB prim e AB. Și din C prim pe BB prim e C prim B. Da. Dar povestea este ca așa. Soare, să aflăm măsura unghiului A, M, C prim, care să fie cea mai mică măsură de acolo. Nu știm unde să fixăm punctul M, nu? Asta e problema. Dacă îl punem la mijloc, M la mijloc cu 2 prim. Și cu ce arme să justificăm asta? Cu ce, ce argumente avem ca să fie bun? Dacă mi-ai indică 30 și 15. Dar nu, poate fi mai mult, e nu neapărat 35. Știi, dacă, dacă am zice că asta este X, că nu știm. Bă, mă, deci notăm bă, mă. Egal cu X. Neștiind unde să fixăm. Atunci, B prim M, cât ar fi? B prim M, a să fie... 15 minus X. Și AM cât ar să fie? AM. Ipotenuza fiind în triunghiul care? În triunghiul AB, M. AM ipotenuza? Păi da, în triunghiul AB, M, ipotenuza. AM e dat radical din... 900. Din cât? Din 900. 900. Plus X. Plus X pătrat. Iar asta e AM. Da. În triunghiul C prim B prim M. Da. Triunghiul C prim B prim M. C prim M. C, da. C prim M. Cea de-a doua. E calcul radical din. Radical din. La practic de asta tot 15 este. Nu, este 15 acum, nu? 15 la pătrat, 225. Plus. Plus 15 minus X tot la pătrat. 15 minus X tot la pătrat. Care ar face aici, ca mai departe, cu radical din cât ar fi, din... 225 plus 225. Minus 30 X. Sigur că pot face alte calculuri în sine. Și acum AM plus C prim M. AM plus C prim M va fi egal cu radical din 900 plus X pătrat plus radical din 225 plus 15 minus X totul la pătrat. Eu notez cu cap valoarea asta. Nu știu, suma celor de radicale. Și vreau cea mai mică valoare a lui K pentru care să vedem cât este X-ul care mi-asigură cea mai mică valoare a lui K, știind că X-ul ăsta e cuprins între cine? De la 0, X-ul de la 0 până la 15. 0 atunci, ce mai mic? 15. Dar nu poate.
Păi, dacă e 0... Dar nu poate fi 0, că cu ce am dat x? Am dat b în i, care n-a rezistat. B, m ar fi chiar b, ar fi însemnat. Da. Da? Dar nu cred eu că chiar în b sau în b prim va fi. Deci este un număr, un alt x. La 1. Ce motive avem să luăm 1 sau 1? Ce mai după 0? Da, dar nu vezi x-ul să fie număr natural. X-ul ăsta poate să fie și număr real. Între 0 și 15. Toată lumea din intervalul ăsta. Și între 0 și 1. Da. Deci suma se trebuie să fie minimă. Aici ar fi povestea. Să luăm pe cazuri când x e chiar egal cu 0. Și să vedem ce devine. Să luăm pe unul cald la unul de 2, să vedem ce valoare se întâmplă, ca să vedem cam care este ideea. Hai să zicem, că trebuie să... Pierdem timpul. Exact. Deci, unde să fixăm pe M ca să fie, să ne asigure minimul? Chiar nu știu. Ar trebui să fie înălțimea, cum a zis, dar nu e înălțimea. Așa că e cât mai aproape de înălțime, zic eu. Păi, înălțimea de unde s-o duce? Mai aproape de... În mijloc. În mijloc. Ca să ne faci pe amândoi. Că zice că... Noi știm că înălțimea dintr-un punct pe o latură e cel mai, drumul cel mai scurt. La fel și la a doua chestie. Înălțimea dintr-un punct pe o latură e drumul cel mai scurt. Ca să ne faci pe amândoi, pe mijloc. Deci tu ai spus că mânță să fii la mijlocul de pe prim? Da. Dar dacă e la mijlocul de pe prim, ce te face pe tine să crezi că este asigurat cel mai mic număr? Păi am spus că înălțimea dintr-un punct pe un plan e drumul cel mai scurt. Adică cum ar fi AM acolo. Dar AM așa, și pe perimetru așa? Nu, am zis că ducem AM, să zicem perpendicular B prim. AM, perpendicular B prim, e în B. Asta e, asta am zis și eu. Da, și, da, adică B e pe primul pe B prim. Ce prim, B prim, pe primul pe B prim și atunci ca să-i faci pe amândoi, e la mijloc. Ca să fie aceeași lungime acolo. Nu? E corect? Ceva ca idee ai tu, dar încă nu pot să am argumentația clară. Deci dacă M ar fi la mijloc, spui tu, s-ar întâmpla ca C prin M să fie egală cu... Uite, facem așa. Să luăm situația în care X-ul ar fi cât, cum l-am notat eu pe X, 15 pe 2. Da. Da? Ca să vedem. Deci pentru X egal cu 15 pe 2, adică jumătatea distanței de pe prim, pentru X egal cu 15 pe 2, atunci AM plus C prim M va fi egal cu radical din 900 plus 225 225 supra 4 plus radical din 225 plus 15 minus 15 pe 2 face 15 pe 2. La pătrat plus 225 pe 4. Deci, ideea ta este așa. Cu 900 îi se adună ceva. Plus 225 îi se adună altceva. Dacă ăstea sunt egale, cam asta am spus tu, dacă x pătrat egal cu 15 minus x pătrat, atunci s-ar întâmpla fenomenul de cel mai mic. Din ce motiv? Că rămâne 900 fix, 225 rămâne fix, radicalul din, deci, practic, trebuie să se întâmple ca x pătrat să fie egal cu 15 minus x pătrat. Deci tu mergi pe ideea asta, că x pătrat
să fie egal cu 15 minus x pe minus x totul la pătrat. În condițiile astea putem renunța la pătrate, sunt niște numere acolo, echivalent cu asupunente, sunt pozitive, da? Că x egal cu 15 minus x. Și atunci 2x are egal cu 15. Și x egal cu 15 pe 2 ar fi explicația logică a raționamentului tău. Deci mai vedem o dată. Am plus c prim m. Am plus c prim m. Este minim când influența în expresia asta. Influența lui X mai există. Când influența lui X există, adică, dar ea să fie cea mai mică cu putință. Adică când se întâmplă ca X pătrat să fie egal cu 15 minus X totul la pătrat. Pentru că la urma urmei, dacă X-ul crește, crește și 900 plus x pătratul acela, da? Mm-hmm. Dar 225 se întâmplă invers, 15 minus x se descrească. Și egalitatea pe care o propui tu este corectă când cât crește, se descrească, practic. Da? Că 15 minus x se descrește în același timp. Și atunci, de aici ar fi explicația logică, că M să fie la mijloc. În asta, cu asta, noi am făcut la funcție de gradul 2, din afară minimul X, funcția C de gradul 2, minimul și maximul. Era un problem, da? Da, la expresie, da. Da, la expresie. Ei, minimul și maximul. Vorba de minimul ce expresie în X pătrat sau maximul expresie în X pătrat. Ei bine, în momentul în care aveam expresia aceea cu cu ax pătrat, cum era așa, funcția e de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. Alo? Vă salut! Da, dacă ceva cu agricultura sau lecții de matematică. După ora 8. Da, da. Vă salut. Deci, spuneam așa. Când ai mai mare ca 0, funcția admite un minim. Antes era o problemă când puneam problema minimului. Deci dacă avem mai pe 0, atunci vorbeam de minim. Minim de f de x. Iar când au era mai mic ca 0, adică era minus x pătrat, vorbeam de maxim. Maximul f. Și era pătrat crește de perfect, cu minus delta supra 4 acolo și de acolo ne dădeam seama. Acum, expresia asta de aici, dacă am vrea să o lucrăm, ca o funcție de gradul 2 în x, ea se așează, ca și mai înainte, cum spuneam, notând cu k aici, și lucrând acolo, lucrând la pătrat, mă duc la o funcție de gradul 2 și pot vorbi de minimul expresiei acelea și trebuie să-ți fix exact cum spuneam mai devreme. Însă, observația ta este de luat în seamă, intuitiv mai ales, tu spui așa, că dacă x-ul ar fi mai aproape de b, e drept că am ar fi mai mică și ce prim m va fi mai mare în condiția asta. Exact. Alo, vă salut, vă salut! Da, mă uitați, eu sunt într-o lecție de matematică acum la spațiu. Vă mulțumim frumos pentru... L-am văzut acum, l-a adus cineva. Am văzut articolul, n-am apucat să mă uit de loc pe el, numai când l-am admirat împreună, sunt cu copii aici la lecție. Vă mulțumesc pentru tot. Și mă zice, da, și mă zice. Da, îți vă sun eu. De ce sunt acolo cu
Bine, bă. Vrei nu vine pe sală. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, ei s-au văzut în poză, domn profesor, dumneavoastră. Și de aia sunt cântați așa. Da, da, da. Da. Hai, da, cu prezenziar. Prezenziar de azi? Da, e formulas. Deci, ideea ar fi fost așa. Dacă aș, mi-aș fi imaginat că am desfăcut dreptunghiul, aș fi făcut, de fapt, un dreptunghi din toate, din cele două dreptunghiuri care sunt închise. Nu știu, că vreau să spun așa. Deci, ar fi fost dreptunghiul ăsta A, B, B prim. A, B, B prim, A. Și celălalt? Și la care viu cu celălalt, B, C, C prim, B prim. Să vedem, dacă ăsta e 30. Da, ăla mai... jumătate. Hai să vedem că se poate de... Da, dar oricum a spus de mai mare. Așa a spus. Hai să ștergi. Ștergi mai mici. Așa a spus, mai mic și o mai mare. Este important că e dublu. Asta e 15 pe 15 pătrat pe asta, da? Deci ar fi fost așa. Asta e dublă. Asta e pe jumătate. Și acum mai pun încă un pătrat. Și ideea era, asta este B, B prim, B prim, scrie A, A prim. Ce, ce prim, ce, ce prim, și anume, era vorba să fixăm pe punctul M, pe prim, unde să fixăm, așa încât noi am intuit că ar fi undeva unde era în mijloc, după da. Cum da. Lucrurile ai propus. Și ce prim M. Și ce prim M, așa. Da. Ei, în condițiile în care aș fi respectat perfect unități de măsură, astea ar fi fost coliniare. Deci dacă aș fi respectat perfect, asta e mai mare un pic decât jumătate. Da? Da. Ei, dar pe și... spațiu eu nu că nu, l-am făcut în plan. L-am desfăcut. Am desfăcut, așa, da? Marele pe ăla l-am desfăcut. Desfăcut. Și nu întâmplător. Aici este din 30 și asta e de 15, da? Mm-hmm. Și în condițiile astea, deci aș fi avut probabil colinearitatea. Dar intuind așa cum ai spus tu, dacă cobor mai jos, e drept că AM este mai mică. Nu? Din cauza. Dar se mărește asfalt. Da. Deci, practic, când se întâmplă asta? Când A, M plus și M, C prim, e minimă, e minimă, ca și cum ar tăia o A, C prim, pe B, B prim, la mijloc. Numai atunci se întâmplă că suma, când un triunghi nu există. Când suma a două laturi egal cu a treia. Egal chiar cu a treia. În mod normal, suma a două laturi trebuie mai mare decât a treia. Aha. Da? Și când suma a două egală cu a treia, atunci are loc ce? Suma a două laturi egal cu a treia, atunci are loc colinearitatea. Triunghiul dispare. Da? Aha. Și în felul ăsta, deci am... se dispară triunghiul. Ca să dispară triunghiul A, M, C prim, se dispară să fie A, M și C prim coliniare. Și se întâmplă asta când e la mijloc, da? Când M e la mijloc. Deci asta
ar fi o explicație. Și ne dăm seama din exprimarea lui A-M, A-M plus M-C-prim egală cu una e radical de 900 plus x pătrat și plus cea de-a doua radical din 225 parte plus 15 minus x totul la pătrat. Deci 900 și 225 rămân tot timpul fixe. Practic, contribuția în exprimarea expresiei acestea se datorează la primul x pătrat și la a doua, 15 minus x pătrat. Pătratul, pot să renunț la pătrat, ca și cum ar fi aici un număr, și aici este complementul lui până la x pătrat și cu 15 minus x pătrat, face constant tot timpul. Deci știu, x pătrat plus 15 minus x la pătrat, face, de fapt, x plus 15 minus x, x plus 15 minus x face 15. E constant tot timpul. Da? X plus 15 minus x egal constant. Și pentru ca să am cea mai mică contribuție, ele trebuie să fie egale. Deci x să fie egal cu 15 minus x. Deci minim, minimul acestea se realizează dacă și numai dacă și x egal cu 15 minus x. Și asta înseamnă că 2x egal cu 15, x egal cu 15 pe 2. Deci e mic. Da? Deci x egal cu 15 pe 2, x deci e mic la mijloc. Deci asta ar fi explicația pe care intuitiv tu ai văzut-o. Că i-am să fie la mijloc, că există să le împaci cam în două. Așa a fost, să le împărtăm cam în două. Că ele, numai aici, se pare că sunt... Păi, da, am văzut așa, am zis că A, B, perpendicular pe BB prim. Ce B prim, prin A, BB prim, aia e distanța cea mai scurtă. Atunci, dacă unul e acolo și unul e acolo, să le împărtăm mijloc, să le împărtăm pe amândouă, corect. Da, de forma în care ai spus împărtăm pe amândouă, este aceea formă elegantă, frumos spusă, cum am avut într-o problemă, iau numere fericite sau nu știu cum. Numere interesante, am luat asta. Da, la funcție spuneam asta. Da, deci asta a fost ideea, că prin Pitagora asta e fixă, asta e fixă și asta, ca să fie împăcată cu cealaltă, ele trebuie să fie la mijloc, altfel în contribuția, în suma respectivă, numai dacă e la mijloc să întâmplă chestia asta. Bun. Asta a fost un pic mai interesant. Și aceea puneri interesante, domnul profesor, până la urmă, deci toate celelalte numere care nu sunt primi, sunt interesante, care se împart exact. Sunt compuse. Da. Deci numerele compuse sunt toate care au, care se scrie compuse doar de două numere. Exact. Adică, deci, clar, nu sunt... Nu neapărat schimbă. Nu neapărat schimbă. Nu. Numai atât. Să aibă o descompunere. Să aibă o descompunere, să fie scris ca un produs de două numere. 8, dar nu e de 4. Ah, ca un produs. Da. Deci asta este. Să aibă două numere diferite de unul. Că unul ceva, mai 7, nu poate să fie referit. Da. Unul 7. Da. De fapt, pătrat, nu?
cu regula unghiului, dar aici, eu nu de aici am zis. Tetraedrul, da, practic a pronunțat. Exact. A pronunțat tetraedrul. Deci, toate fețele, sunt patru fețe, toate triunghiuri echilaterale. Tetraedrul regulat. Deci baza, dacă o uiți, nu baza este, o zici bine, o zici echilateral, dar nu mai spus că și fețele laterale, tot triunghiuri echilaterale. Deci, pe oricare bază la ecumii, toate sunt triunghiuri echilaterale. Cu... Foarte mult pe pământul tetraedrului, n-am mai făcut, chiar mă gândeam să văd dacă ei mai știu, știți? Exact. Da. Tetraedrul regulat, deci este vorba de o piramidă cu toate fețele triunghiuri echilaterale. Da. În ipoteză, avem V, A, B, C, piramidă, fac la teră, regulată. 4 la teră. Regulată. VO egal 3 radical din 2 cm. VO egal 3 radical din 2 cm. Și este înălțimea piramidei. Da. Pe planul A, B, C, D. Iar muchia laterală este VA de 6 metri. VA, 6 metri. Aia e în centimetri, asta e în metri. Da. Calculați AB. AB egal cu ce? B. Determinați măsura unghiului format de planele. VAC, măsura unghiului format de planele. VAC și VBD. VBD. C. Ce? VBC. VBD. VBD. De ce? Demonstrați că dreptele D-M și A-N sunt coplanare. D-M și A-N sunt coplanare. Știm că M este mijlocul unghiei B-V. B-V. Așa încât. B-V. Așa încât. B-M. E cală cu M-V. Și N este mijlocul unghiei C, V. C, V. Așa încât. C, N. Egală cu N, V. Asta. C, N egal cu V. Ei, plecăm la o piramidă patrateră regulată, deci baza este un triunghi echilateral, da? Pătrată, practic. Piramide patru atele, corect. Baza este un bărbat. Unde se vede mintea la... Trebuie. La A, B, C, D. Și la intensitatea diagonală zicem V, O. Zice că e piramide patru atele regulată și V, O, pe plan la B, C, D. Iată, așa ar trebui a, B, C, D. V, O este 3 radical din 2. V, A de 6 metri. Și află pe A, D. Toate fețele aici sunt pătrate? Ce pătrate? Fețele? Fețele laterale la piramidă sunt? Pătrate. Piramida de ABCD. Sunt triunghiuri care sunt de care sunt mai triunghiuri? O fi, s-o șerpe. La cât făcut. O fi, cred că sunt siguri s-o șerpe. Și de ce mă, din ce mă dintre? Vă, ai cum e cu că vă, o, ai cum e cu triunghiul. Vă, ai cum e cu vă, adică cum e vă. Exact. Într-un pătrat, diagonale sunt perpendiculare, sunt jumătățesc. Ce avem din ipoteză? Avem că vă e 3 radical din 2, avem că VA e 6. Metri. VA 6 metri. 6 metri. Hai să transform pe metri ăsta în centimetri. Centimetri, deci cât am? 600. 600 de centimetri.
dai în 600, iar îți fie așa. Da. Păi metri de dm și km. Corect. Bun, 600. Adică și viajă, bebe și pe ce-și vede, toate sunt de 600. Bun, prea AB. Ne ducem în triunghiul VAB. VAB. Ce știm în VAB? Păi știm VA, știm VB. În VAB ce știm? Ma VA și VB. Ne ducem în triunghiul. Da, și trebuie să mai aflăm pe AB. Și cum să ne ducem în triunghiul VOB. A, în VOB. Sau VOA, Miruna. Da, dar ne ducem în amândouă. Nu, unul din ele. Nu, trebuie să mergem în amândouă, nu? De ce? Nu, azi te-ai băgat și îți comprezi din mijloacele toate. Sigur. Dar mergem în VOB sau VOA. Ce știm în VOA? VO, VB, avem drum dreptunghi, probabil în VOB. OB. OB este, am discut de 600. 600 la a doua, 3, 6, 0, 0, 0, 0. Da. Deci, în triunghiul, hai să zicem, în triunghiul VOB, VOB, ai spus tu, merg așa cum spui. Trebuie să întâlnim orbitagra. OB va fi egal cu radical din 600 la pătrat, 36, 36 la 10 10 la 4. Da, minus 9 ori 4, 9 ori 2, 18. 9 ori 2, 18. Și egal cu 18 în 36, 36 ori 2, 18, 36 ori 2. 36 ori 10 la 4, ai când de lasă-i mai mult! Radical din Irna. Hai să facem numai. Așa. Deci 3, 6 înseamnă 2 ori 18, ori 10 la 4, minus 18. Sau 6 la 2. Pentru că, la urmă, ori nu va ieși pătrat perfect. Dar nu vrea să facă. Stai să facem tot noi calculul ăsta. Stai să vedem. Domnul profesor, ia uite cum îți propun. 18 îi dă 9, iese 3 în față. Vine radical din 2 ori 2, nu? Că e 18, adică 2 la 2, ori 10 la 4, minus 2. Și egal cu radical din... Ce mai puteai face la astea două numere? 3, dar nu mai este și un 2? Păi... Doar aici în factor, 2 pe lângă are. 2 ori 10 la 4. Nu mai. 10 la 4 minus 1. Și egal cu radical din... Cu 3 radical. Cu 3, da. Egal cu 3 radical din... Ce și 10 la 4 înseamnă 10.000, nu? Da, 10.000. 20.000 minus 1. Nu cred că este 20.000 minus 1 pătrat perfect. Pentru că este 20.000 minus 1. 1990.000. 19.999. Ori 2. Ori 2, dar de asta n-are pe 2. Ne complicăm. 2 rămâne. 8 o să fie. 19.999 nu e în pasă. Nu. E joar. 1, 2. Sigur, de 3 radicale 2, înseamnă că așa lăsăm și noi. Sigur, metri acolo. Deci este o... Da, sigur, da, poate nu trebuia să... Da, poate erau tot